Bună seara, avem un amplificator BlueTech MA600, clasa B, pe bancul de lucru. Două canale de stereo, finali sunt două ESA-uri, ăștia sau două ESC-uri, ce sunt? Da, două ESA, două ESA și două ESC-uri, clasa B standard, transformator imens, filtrajul sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12 bucăți de 10.000 de micro la 63 de volți. Cel mai probabil pus în serie. Serie paralel. Da, serie paralel. Avem o tensiune de alimentare de plus minus 120 sau ceva de genul 110 volți. Nici n-am măsurat cu exactitate. Cert e că vrem să-i facem o măsurătoare de putere. Avem sarcina de 8 ohm conectat în clipa de față, clammetru, osciloscopul și 1 kHz sinus. Ok. Deci 8 ohm, 1 kHz. A intrat limiterul, deci circa 72 de volți, se și poate vedea. Clip, a intrat limiterul, un curent de 11 ampere. Ok, adăugăm și a doua sarcină, avem 4 ohmi în clipa de față. ...66-68 de volți la 1 kHz. Hai să vedem și un curent. Automat a ieșit din scală. ...18 ampere. La maxim, practic. Așa. Hai să-i vedem și un rise time. Ok. Dăm un pic de semnal să vedem unde ne situăm. Deci 10 kHz dreptunghiular la intrare. Circa 100 de wați, un rise time de 8,5 microsecunde. Să scoatem o sarcină, să lăsăm în 8 ohm. Vedem ce se întâmplă cu rise time. Da, 8 microsecunde rise time. Ok, cam asta e. Vă mulțumesc pentru vizualizare.